E o temă de deschidere și de cercetare din anii 90-2000, de unde dânsul are aceste reflecții pentru alți discipoli care masterant, doctorant. Acum, potrivit anunțului care a dus și dumneavoastră, avem doi referenți, domnul profesor Arthur Moise. Îmi aduc aminte când intram în biroul dânsului, pe masă era plin de cărți în limba engleză, pe jos, pe sus, articole, etc., în care ținea legătura cu ceea ce venea din Occident și era fascinat. Și Tudor Smirnă de la Mises Institute, care ne poate substitui gustul acestei ape plate cu gustul ceaiurilor aromate din ceainăria Vasiliana. Eventual, un intelectual savurează în spiritul acelor ceainării, într-adevăr, aceste lucruri, parcă ne-am simțit un cerc al anilor 1900 la Universitatea din Viena. Am să dau cuvântul domnul profesor Arthur Moise pentru a-și expune observațiile domnului Isan. Mulțumesc, domnul profesor Tașnati. În primul rând aș vrea să încep prin a spune că pentru mine a fost o plăcere deosebită să ascult și sper să aprofundez în viitor cele spuse de profesorul Popoviciu, care, după părerea mea, este printre puținii enciclopediști din România, fiindcă dânsul a îmbinat câteva caracteristici care se întâlnesc foarte greu. Adică, în primul rând, o concepție filozofică formată. Asta nu înseamnă că nu se poate dezvolta. În al doilea rând, cunoașterea fenomenului economic. Fiindcă, după părerea mea, nu este economist cel care termină o facultate de economie, ci cel care înțelege economia. La noi economist îi spui oricărui contabil. De pildă, eu sunt foarte jenat când cineva îmi spune că sunt matematician. Eu nu sunt matematician. Când termin facultatea de matematică, nu înseamnă că sunt matematician. Că n-am lucrat în cercetarea matematică, am lucrat în cercetarea economică. Și, de asemenea, domnul Popovici cunoaște tehnicile cantitative de modelare și econometria, care îi dă o altă perspectivă. Acum, și de asemenea, deosebită plăcere, așa cum a spus și domnul profesor Tașnali, faptul că am reauzit o serie de nume dragi mie și care s-au foarte rar. Eu personal nu e foarte numă circulă în mediile respective. De pildă, de Mesarovici, n-am auzit de mult. Ori Mesarovici a fost cel care a coordonat, din punct de vedere tehnic, primul sau al doilea raport? Al doilea raport. Al fost Mitov. Da, corect. Mesarovici a fost un mare specialist în teoria sistemului și un bun prieten al profesorului Halanai, care a predat și aici la universitatea noastră. Da. Sartre. Eu personal n-am mai auzit de mult de el. Și știu că aveam oarecare legături cu, prin Academia Română, atunci Academia Republicii Socialiste România, cu editura Politică, care a scos colecția Idei Contemporane și pentru care, pentru fiecare lucrare, trebuia să te lupți foarte mult. Țin minte, pentru cartea lui Georgescu Roigen, Entropia Fenomenelor Economice, a trebuit academicianul Iancu Aurel, un bun prieten al meu, și cu profesorul Mihoc, care mi-a fost, să scrie o prefață în care să arate. Ori eu știam că s-a anunțat în fiecare an că va apare și cartea
dusată, dar n-a mai apărut, după părere, după știința mea. Am tradus, eu m-am luptat atunci aceasta. Și n-a mai apărut niciodată. Da. E prea, prea neconformist. Da. Și de asemenea, deci meritele profesorului Popovici, după părerea mea, sunt enorme. Și de asemenea îmi face plăcere când moderator este profesorul Tașnadi, unul din străluciții mei elevi, meritul meu profesorului, a elevului, și care continuă văd tradiția, aș spune tot enciclopedică, a unui mare profesor de la Academia de Studii Economice, mă refer la Ludovic Tașnadi. Ludovic Tereși, care promova tot ce e nou în Academia de Studii Economice. Acum, revenind la problema fundamentală, eu, din păcate, sunt mai legat de partea de elaborare a modelelor și mai puțin de partea filosofică, dar, mă rog, cât de cât am... Economia este un sistem dinamic și stohastic. Sunt trei cuvinte care trebuie lămurite. Sistem. Toată lumea crede că știe ce e sistem. Există multe definiții ale sistemului și profesorul Popovici a lămurit aici o serie de lucruri care provin, așa cum a spus el, de la mesaronici. În primul rând, sistemul conține în el un mecanism de emergență, de fiindcă un sistem nu este suma părților. Și aici sper că nu e cineva cu etichete, m-aș referi la Marx, care dă un exemplu că un divizion de cavaleri nu-i suma fiecărui ostaș în parte. Are mai mult. Sinergia. Are forță de atac mai mare decât suma. Dacă sunt, pot fi taxat de marxist și eu, deși nu sunt. Dar poate avea și mai mică. Nu mă întreb. La urmă, la discuție. Dau exemplu din Aristotel. Ori această parte, faptul că suma părților e mai mică decât decât întregul, ulterior s-a transformat în ceea ce se numește sinergia la lui Hecker, care iarăși e foarte, s-a dezvoltat și încă continuă să se dezvolte. Acum, deci sistem dinamic. Ce înseamnă dinamic? În perioada trecută, când vrei să încurci pe cineva sau nu știi să spui, sistemul trece spre echilibru dinamic. Și nimeni nu știa să-ți spună ce e echilibru și dinamic. Inclusiv în documentele așa numite de partid. Evident că teoria sistemelor dinamice, după părerea mea, mă rog, nu e numai a mea, dar poate fi și alte păreri, pornește de la Poincaré, ca formă științifică. Poincaré, prin lucrarea sa privind echilibrul sistemului solar, a definit cu ecuații cu sistemele dinamice. Sistemele dinamice s-au dezvoltat foarte mult și avea toată. Și sigur, la ora actuală se dezvoltă și mai mult. Ce înseamnă stohastic? Nu o să mai lămuresc. Deci sistem, economia, sistem dinamic, stohastic. Și a spune că stohastic încă nu-i suficient, fiindcă în ultimele două decenii se face o distinție între incertitudine, care e mai mult decât stohastic. Incertitudine, încă Frank Knife de la Universitatea din Chicago și
alții, inclusiv Keynes. În ultimii ani, așa cum a arătat și profesorul Popovici și a menționat și profesorul Tașnati, se vorbește foarte mult și apar, eu am câteva sute de lucrări cărți, nu articole, despre teoria complexității. Și la Santa Fe, unde lucrează și Ero, se ocupă de teoria complexității. Ce aia complexitate? Mă întreabă și studenții, fiindcă și anul ăsta, săptămâna asta, se vor susține disertațiile la Dauphin, sunt vreo 3 lucrări cu teoria complexității. Dacă mă întreabă ce teoria complexității, dau o colecție a mea cu vreo 200, nu a mea, adică colectată, nu sunt, vreo 200 de definiții a ceea ce înseamnă complexitate. Asta nu înseamnă că termenul nu e bine definit. Trebuie să-l înțelegi, fiindcă ne amintim că în matematică conceptul de mulțime e fundamental. Nu există o definiție ce aia mulțime. De-aia Barbilian, eu l-am mai prins ca profesor, folosea termenul de grămadă. Considerăm două grămezi, intersecția grămezilor, mă rog, asta e. Dar ca să ne dăm seama că problema complexității e o problemă importantă și nu trebuie să neapărat să o definim, fiindcă nici conceptul de mulțime. Toată lumea, toată matematica e bazată pe teoria mulțimilor. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să găsim o definiție, că dacă găsești o definiție, găsești cel puțin 10 care să spună că nu-i completă. Și 3 care spun că nici nu-i bună. O să mă refer la piramida, deși nu i-a spus piramida, a spus domnul Popovici, și anume, într-o ierarhie a științelor, la primul nivel, iau piramidă, cred că Maslow a făcut tipul ăsta. A necesităților. Da, era cu necesități, dar după aceea parcă are și o piramidă a complexității, da. Sau, mă rog, poate confund cine tot cu mânt, poate nu-i Maslow, poate e altă. El are cu necesități, nu, el cred că a făcut undeva tu, dar nu-i sigur. La primul nivel e fizica. Se pare că avem posibilitatea să cunoaștem cel mai bine fenomenul fizic, în aparență. Că vedem că fizica e destul de complexă și ea, fiindcă, de pildă, când eram eu elev de școală generală, se știa de atom. După aceea au început și altele și altele și pare că și la microscop este infinit. Urmează chimia, după fizică, care e mai complexă, dar apare elemente în plus. Biologia, unde apare deja problema viului. Și sociologia, economia, care e cea mai complexă. De ce? Fiindcă preia tot ce este de jos, inclusiv de la fizică. Să ne referim, de pildă, problemele economice legate de ecologie. Domnul profesor, mi-a spus ceasul, da? Că fiecare... Acum, din păcate, până la ora actuală, celelalte ramuri a preluat ce a creat fizica. Dacă și domnul Popovici, nu sună ceasul la bun, sună ceasul, telefonul la rău. Am preluat din fizică. Ce am preluat? Așa cum am spus, conceptul de sistem dinamic elaborat în fizică, până la urmă, mă rog, matematică. Am preluat fundamental conceptul de echilibru. De ce?
fiindcă nicio teorie nu se putea dezvolta fără să facem apel la echilibru. Printre primii l-a preluat Leon Valras, modelul lui, cu hibele lui, dar e meritul că a făcut, că modelul de echilibru al lui Valras nu ținea seama că variabile trebuie să, prețurile, trebuie să fie pozitive, i-a părea și negative. În 1936 modelul Valras a fost corectat de un matematician de origine română, adică din Cluj, Vald. Hérault de Breu, în anii 60, au elaborat, într-adevăr, pe alte baze, cu principii topologice, modelul de echilibru, cu care au luat premiul Nobel, întâi Hérault, după aceea și Valras, și de Breu, la diferență de 10 ani. Dar după aceea s-au preluat ce s-a mai creat. De pildă, în anii, cred că 70, Prigojin, laureat al premiului Nobel pentru chimie, a studiat evoluția sistemelor de parte de echilibru. Și după aceea s-a văzut că are corespondență în economie. Acum, în domeniul economic s-au elaborat foarte multe tipuri de familii de modele care să încerce să surprindă complexitatea fenomenului economic. Care sunt caracteristicile care dau această complexitate? Și care economiștii de acum, mă rog, un secol, două, țineau seama. În primul rând, economia este populată de agenți economici, cu comportamentul lor. Ca să faci un model util, trebuie să ții seama cum fac agenții anticipările, că ei nu iau decizii fără să anticipeze. Legat de anticipări au apărut diverse școli. Inițial, anticipările autoadaptive al lui Milton Friedman și Kahneman. După aceea, celebra teorie a anticipărilor raționale, în care, de fapt, Lucas și Sargent au preluat o tehnică a lui John Muth, care n-a fost cunoscută. Se presupunea că cu teoria anticipărilor raționale se rezolvă tot în anii 70. La început, nu se rezolvă. S-a dezvoltat teoria anticipărilor prin învățare și lucrurile continuă. Ca să mai condensez, pe baza teoriei anticipărilor raționale s-a creat un domeniu foarte complex, foarte complex, nu în sensul teoriei complexității, ci modele de tip DSGE, ultima generație bine pus la cum. DSGE înseamnă Dynamic Stochastic General Equilibrium. Cam toate băncile centrale, și la noi se lucrează, că România întotdeauna face, are un model de tip Dynamic Stochastic General Equilibrium. Și se presupunea că cu această concepție de modelare vom rezolva totul. Până la criza din 2007-2008, când s-a constatat că nu rezolv nimic. Că modelul funcționează bine, cât lucrurile merg bine. Cum s-a apărut perturbațiile și modificări de, în domeniul datelor, s-a dovedit că poate fi folosit în loc de frecție, la un picior de lemn. Acum se lucrează cu modele de tip ABM, bazate pe agent, care să țină seama. De ce modele de SGE nu au dat rezultate? În primul rând, modelul lucra cu un agent reprezentativ. Ori s-a constatat că nu poate să existe un agent reprezentativ prin care să modeleze economia. Al doilea rând, lucra cu tehnicile econometrice bazate pe
anticipări naționale, care au presupune multe, că toți agenții sunt raționali, că un agent nu face de două ori aceeași greșeală și se constată că, cum era și în comunism, că noi învățăm din greșeli, dar de fiecare dată facem alta. Modele de tip ABM, adică bazate pe agent, încearcă să modeleze oarecum mecanismul de funcționare a creierului, ca să înseamnă. Noi nu știm nici cum ia omul decizia. Și dau rezultate și acum am la disertație o lucrare, din păcate nu prea reușită, că studenta, deși are și facultatea de finanțe și matematică, dar timpul nu i-a permis, adică o să încurajez, dar e un început, fiindcă nu, o nouă familie de modele nu pot să le... Și evident, revenim acum, echilibru, stabilitate, și aici e problemă, ce înțelegi prin stabilitate? Toată lumea, mă rog, eu am modelul, el crede că știe stabilitate și îmi dă și coeficientul Lyapunov sau nu știu ce, sau criteriul lui Hurwitz de stabilitate. Și conceptul de stabilitate trebuie bineînțeles. Nu complet, că complet nu există. Și aș încheia cu următoarea chestiune. Am depășit mult, nu vreau să... Am nici n-a sunat, atunci mai vorbesc. Un minut mai vorbesc. Sună asta. A spus că... Așteaptă. Cineva spunea că ce e mai ușor decât să interpretezi o serie de date pus și grafic care se referă la cursul bursier. Dacă cineva crede că chiar au o problemă atât de simplu, ei cum a evoluat în ultima 1000 de zile cursul bursier și să vezi cum a evoluat. Cum a evoluat, să vede. Prognoza e complicată. Și e destul de complicată. O să mă refer tot la o disertație de anul ăsta, fiindcă acea serie de date, în primul rând, e demonstrat că teoretic ar trebui să fie cursul bursier descrie o lege stohastică de tip log normal. Teoretic, fiindcă așa, de pildă, modelul Black-Scholes de evaluarea opțiunilor îl consideră log normal, adică logaritmez datele și ele sunt distribuite normal. E fals, nu e log normal. Adică, teoretic, da. Trebuie să vezi dacă are o componentă de tip arci, nu o să mai fi, arci, autorele, dar sau garci. Dacă rezolvi, sunt testele economice, dumne, parcă are și o componentă arci și garci. Ei, anul ăsta am o disertație. Ai în fiecare serie de acest tip o componentă de tip haos. Aici haos. Ce este haosul? E teoria haosului elaborată tot în anii 70 de René Thom și ceva. E o mișcare care pare stohastică și nu e stohastică. E deterministă. Și ca să identifici componenta haotică, e o treabă destul de complicată. După ce ai identificat aceste componente, după părerea mea, ai dreptul să vorbești. Până atunci, la repetă, e bine să taci. Dar cum, la noi nu e, nu numai la noi, și în altă, tăcerea nu este obișnuită, că dacă taci, ți-i frică să te spune lumea că ești prost.
Atunci vorbești. Riscul este că dacă vorbești, se vede. Până atunci zice lumea, dar dacă vorbești, se vede. Mulțumesc.